sono state lunghe della presa di acqua, se non c'è da tenere in mente, dove si traficul diminuat. Ați discutat cu ei, ce v-au zis? Ce s-a întâmplat? Față. De 4 luni ținem în arest preventiv, vă spun, în mod ilegal. Ei, la unii s-au dus la muncă, nu se chestra pe nimeni. Vă dați seama, dacă era trafic de minori, să-i fi dus în străinătate, să-i fi dus în altă parte, așa i-au dus, l-a strâns cartofi, efectiv. Aveau telefoane mobile, aveau toate posibilitățile. Nu pot să spun, putea să meargă, să ducă pe un bord, dar nu pot să zic acum. Am văzut că s-a arestat, au venit 23 și spus, domnule, noi se chestra pe toți și nu ținut acolo. Adică un singur om sau doi oameni, îi țin 23 de persoane, îi țin sechestrate. Nu, îi țin în mod ilegal. Vă spun, nu spun o vezi. Deci, puteți că să... Până la urmă, câte persoane? Despre câte persoane este vorba? Din ce înțelegem noi, procurorii spun că ar fi vorba de 141 de persoane. Nu. 21 de persoane care au făcut cerere, poate au fi fost sechestrați sau din declarații au fi spus unul, că sunt 100, 200, dar efectiv cereri care s-au constituit părți civile și care solicită anumite sume de bani, în măsoară respectiv 21. Dar totuși cum s-a ajuns la această situație? Ce au spus cu în legătură cu arestul preventiv sau cu... Cu arestul, cu acuzele, cu situația de fapt, da. Dar ei nici acum nu vreau articlar pentru ce stau. Astăzi s-a făcut rechizitoriu și le-am spus să citească rechizitoriu, am spus să citesc și eu și acolo în rechizitoriu scrie clar pentru ce eu acuzat. Ei efectiv mă întreabă pe mine și zic, bine, citesc și eu astăzi. Astăzi mi s-a dat rechizitoriu, astăzi vom vedea ce acuze să fac. În rechizitoriu o să vă lămuriți, atât voi cât și eu.